Deși emisiunea noastră se numește Dimineți cu Cântec, nu avem doar cântece în emisiune, ci aducem artiști și din alte segmente, dacă vreți să spunem așa. Ei bine, astăzi am alături de mine două doamne, de fapt o doamnă și o domnișoară. Sunt superbe, sunt foarte talentate, sunt niște artiste minunate, iar acum aș vrea să le introduc așa către dumneavoastră pe Evelin Marinov-Ghionea și Rebecca Marinov-Ghionea. Bine ați venit la Dimineți cu Cântec! Bună dimineața, bine v-am găsit și o bună dimineața tuturor celor ce ne urmăresc! Artist, acrobat și antrenor. Exact. Sunteți, eu așa am auzit că sunteți cea mai cea acrobat din România. Da, mulțumesc, sper să fie așa, adică nu-mi place să mă laud, dar îmi doresc să fiu cotată la acest nivel. Într-adevăr, sunt câștigătoarea Clownului de Aur de la Monte Carlo 1996, este singurul existent în România din 47 de ediții care sunt deja. Felicitări pentru această importantă realizare și pentru tot ceea ce ați construit pornind de aici. Mulțumesc mult! Cu Rebecca ne-am mai întâlnit și săptămâna trecută, atunci când a venit cu Dima, colegul, da, nu? Da. Bine ai revenit, Rebecca. Sunteți foarte frumoase, mamă și fică, doamnelor și domnilor. Vorbim astăzi despre acrobație, dar nu doar despre asta, ci despre tot ceea ce implică, despre sport, despre lucrul cu copiii, despre antrenamente performante și despre mondialele din Polonia. Exact. De acord? Mă ajutați un pic, pentru că da, nu este tocmai segmentul la care eu mă pricep, da, pe latura asta artistică. Așa că o să vă rog să-mi spuneți ce reprezintă, cum este viața unui artist acrobat. În primul rând vreau să spun că absolut tot ce s-a petrecut în cariera mea și ceea ce urmează să se întâmple în viitor, în cea a fiicei mele, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru absolut tot. Suntem o familie foarte credincioasă și, apropo de acest campionat sau de orice festival la care am luat parte, noi avem un obicei în familie să ne rugăm întotdeauna la ora 10 seara, atât pentru noi cât și pentru cei care intră în competiție cu noi și chiar și pentru dușmanii noștri. Adică... Ce frumos, e un obicei foarte sănătos, dacă mă întrebați, pentru sufletul nostru. Iar acest lucru ne-a ajutat foarte mult să depășim anumite momente în carieră, chiar și în accidentări, pentru că atunci când ți-e greu, întotdeauna apelezi la Dumnezeu. Așa este. Și nu trebuie să uiți când ți-e bine, să-i mulțumești. În rest, pot să spun că să antrenezi pentru acest campionat la care mergem acum în Polonia, va fi din data de 25 până în 29 octombrie. Este un campionat foarte important. România, am impresia că este la al patrulea an la care se prezintă, sau al treilea, nu știu exact, așa. Să lucrezi și să muncești pentru acest campionat, trebuie să te gândești că este un sport de performanță care implică ca tu să fii prezent la antrenamente zilnic și nu o zi, două, ca pe un hobby, să-l ia, mă duc să-ți fac puțin stretching și gata. Nu. Pur și simplu este un sacrificiu în care vii în fiecare zi la antrenament, de luni până vineri, câteodată și weekendul, mai ales când ești în cantonament și în pregătire înainte de un campionat. Ca să luăm așa pe etape, un antrenament implică atât mobilitate, ceea ce înseamnă să faci soara, pudulețul, toate astea care nu, da, sunt chiar ușoare, și dor atunci când trebuie să presezi corpul să se ducă mai mult decât el e făcut să fie. În același timp, forță, da? Care nu prea-ți place să o faci. În afară aceasta, rezistență, trebuie să ai foarte multă, cum să spun, în partenerul tău, uite, încredere în partenerul, da, tău, da, pentru că există momente când te poate scăpa. Sunt probleme, de exemplu, la unii sportivi care le transpiră foarte mult palmele, exact cum este fata mea, și trebuie să folosească anumite substanțe da, care să, dar de multe ori chiar și cu aceste substanțe tot aluneci, mai ales pe bază de emoție, când începi să-ți bată inima, și trebuie să înveți să depășești aceste momente de autocontrol, de stăpânire de sine, de interpretare scenică, pentru că la acest campionat la care se merge acum sunt două etape. Este atât cel sportiv, la care ai un cod după care te ghidezi și trebuie să faci anumite elemente acrobatice, dar există și latura artistică care îți permite să creezi și să vii cu anumite tematici, cum ar fi, și atunci implică exact ca și la actorie totul. Interpretare, costum, muzică, coreografie și deci ai mult de muncă.
foarte mult de muncă și ai nevoie de foarte multă informație. Iată, nu este vorba doar despre sport, ci și despre teatru, regie și improvizație. Exact. Aș vrea să știu cum a început povestea dumneavoastră cu această profesie sau pasiune. Eu e mai mult decât o pasiune sau decât o profesie. Eu sunt artist acrobat angajat la Circul Metropolitan de 31 de ani. Soțul meu de asemenea, Cristian, ne-am angajat în aceeași zi. Culmea a fost că ne-am angajat exact la 3 zile după nuntă. Eram încă sub influența petrecerii. Dar ce frumos! A fost foarte bine. Ce să spun, eu am început de la vârsta de 5 ani primul meu spectacol, prima mea negociere. Și ce este frumos că s-a păstrat ca o tradiție în familie că și mama la vârsta de 5 ani la Turnul Severin a avut prima ei premieră. Eu am avut-o în Elveția, la Zurich, iar fata mea a avut-o tot la 5 ani în Germania. Mi s-a părut așa, wow, o chestie, wow, o coincidență să se întâmple la fel. Mama m-a născut pe mine când aveam 28 de ani, eu am născut-o pe ea când avea 28 de ani. Nu știu, mama a fost la Monte Carlo, a luat un clown de argint, eu am luat un clown de aur, am depășit-o, dar datorită faptului că ea mi-a fost profesor și mentor. Și mai târziu, eu la rândul meu am făcut același lucru pentru ea și îmi doresc ca de la acest campionat să se întoarcă cu aur. A luat aur la naționale, a luat argint anul trecut la mondiale, dar ne dorim din suflet un aur acum. Voiam să vă întreb și despre partea asta financiară, pentru că îmi dau seama că implică multe costuri, se și câștigă din asta? Aici stăm cam prost la acest capitol. Deci, momentan, toată investiția este pe umerii noștri, adică atât sălile la care mergem să ne antrenăm, recuzită, costume, fard, înregistrările care se fac pe internet, adică ca să participi la un festival, la un concurs, trebuie să plătești niște bani, hotel, transport, toate decorul și recuzita pe care o folosești la partea artistică, da, pe care am vorbit noi, nu la cea de sport. Toate aceste lucruri sunt pe spinarea ta, inclusiv trainingurile cu care te duci și sunt parte din federație, că reprezinți România, steagul care ți-l ridici și așa mai departe. Deci totul e pe barba ta, momentan nu se câștigă nimic, nici măcar când iei o medalie. Este mai mult motivațional, să spunem, și pentru că poate în CV-ul tău cândva îți va folosi. Adică dacă vrei să-ți deschizi la rândul tău o sală și în viitor acest sport se dorește să devină olimpic, atunci și vrei să-ți deschizi o sală și ești deja campion, bănuiesc că începi altfel. Rebecca, ai emoții? Am și n-am. Nu știu cum să spun. Sunt constructive, înțeleg. Da, cum a spus și mama, eu am probleme cu mâinile și de multe ori îmi transpiră foarte rău fără să fac nimic, altele au foarte uscate și mereu depind foarte mult de lucrul ăsta și am frica asta tot timpul, m-am dat cu suficient magneziu să n-alunec acolo. Adică sunt mai mult emoții, sunt și constructive, nu știu cum să spun, dar sunt sigură pe ceea ce fac și nu pot să zic, a, mi-e frică de nu știu ce moment că o să cad acolo sau ceva de genul ăsta. E, da, constructiv mai mult. Să știi că noi o să-ți ținem pumnii și ne dorim ca tu să obții aurul și să te întorci acasă împlinită. Pentru că îmi dau seama că toată munca asta are nevoie de recunoaștere și talentul și munca au nevoie de recunoaștere. Doamnelor și domnilor, invitatele mele sunt minunate și mă bucur că astăzi au poposit la Dimineți cu Cântec. Am revenit în platou alături de mine Evelin Marinov-Ghionea, dar și Rebecca Marinov-Ghionea, mamă și fiică, două femei extraordinare cu minunate realizări în domeniul artistic, acrobatic. Iată, un lucru mai puțin promovat, din păcate, la noi în țară. Vreau să mai povestiți despre activitățile pe care le desfășurați și dacă mergeți pe la evenimente și pe la ce fel de evenimente. Da, mergem și la evenimente. Deși mama a spus că, într-adevăr, din sport nu prea câștigăm bani prin medalii, totuși e un sport artistic în care avem ocazia să mergem la evenimente. Și evenimente de tot felul. Am fost, de exemplu, la deschiderea campionatului european de haltere și am avut acolo două momente. Am fost la fel și la basket, la FIBA, la 3x3 am deschis. Adică mergem la evenimente destul de importante în sport, dar mergem și pe la nunți, pe la petreceri. Am fost și la Fashion Week.
Wow! Da, cu wow, designerul Claudia Rawlings. Dacă, uite, dacă eu la muzică populară aș avea nevoie, bă, puteți adapta, oare puteți crea da? Ceva? Da, facem exact momentele de pe bară și de pe cer, dar pe o temă populară, cu costume populare, totul adaptat. O să difuzăm și noi în continuare imagini ca să exemplificăm și oamenii să înțeleagă despre ce este vorba. Știu că am mai povestit și data trecută, dar copiii cu sindrom Down au venit și au primit îndrumări în această direcție. Oare ei pot face astfel de sport? E și pentru ei? Da, chiar am fost foarte fericit să aflăm că avem un băiat care are 7 medalii de aur la Olimpiadă român. Și am fost foarte fericită să pot lucra cu o persoană ca el. Dar nu a fost numai el, au fost și alte persoane. Este un sport accesibil pentru toată lumea. Cum am spus și data trecută, avem și categoria de para, unde avem persoane cu dizabilități fizice care participă și cine își dorește chiar cu adevărat poate să facă orice. Minunat! Minunat! Vă mai dau cuvântul pentru că timpul pe care îl avem la dispoziție se scurge și aș vrea să mai povestiți. Aveți multe de spus și sunteți, așa cum spuneam mai devreme, cel acrobat din România și antrenor și artist totodată. Pot să spun că viața mi-a oferit darul de a vedea întreaga lume prin această meserie. Am fost plecată peste tot, de la America, Japonia, Europa și așa mai departe. Și mi se pare foarte interesant să lucrez pe scene diferite ale lumii. Publicul reacționează foarte diferit. Mi-aduc aminte de un moment în viața mamei mele, care și la rândul lor au fost artiști de circ și acum sunt momentan pensionari. A avut un accident foarte urât în care a stat în comă. Eu aveam 7 ani și eram în țară la școală, ea era în Italia și în urma acestui accident a intrat în comă, în spital și știrea a fost dată la televizor și absolut copii, grădinițe, elevi de liceu, studenții veneau cu flori, cu ciocolată, cu ursuleți la ea, la spital, adică a fost ceva exact cum se întâmplă și la vedetele de cinema, a fost ceva surprinzător, frumos, tu, un străin într-o țară străină, vin acei cetățeni să fii atât de respectat, da, de apreciat și să ți se ofere atâta atenție într-o țară străină. Exact, adică ne-am dorit acest lucru să se întâmple și la noi în țară, ca arta circului să fie privită altfel. Adică noi ne chinuim acolo cu trupurile noastre, că la un moment dat îmbătrânim mai devreme datorită folosirii corpului în această muncă grea și totuși făcând acrobații, căzând, având accidente, poate nu sunt apreciate la nivelul la care într-adevăr ele sunt. De multe ori se spune, a, uite și păi, au făcut circ în Parlament sau au făcut circ nu știu unde. Adică ne doare câteodată acest lucru, pentru că noi chiar ne riscăm viața în arenă și câteodată se face o comparație care nu e chiar potrivită. Corect, sunt de acord cu asta. Și cum credeți, adică ce măsuri ar trebui luate ca arta circului să fie mai bine văzută? Cred că ar trebui promovată mai mult. Lipsesc afișe cu spectacolele care se țin. Poate buget să existe ca să poți să investești, pentru că ceea ce face Cirque du Soleil, da un exemplu, poate să facă și România dacă are buget. Uh-huh. Pentru că în spectacole de la Cirque du Soleil, foarte multă investiție este în proiecții, în costume, în scenă, în recuzite, lucruri care costă foarte mult și care într-un spectacol, ele contează enorm. Adică dacă spectacolul acela de la Soleil ai scoate proiecția, lumina, costumele și ai dat ceva acolo de mâna a doua, n-ar mai părea acel spectacol. Evident. Și cred că asta trebuie, promovare și bani. Promovare. Ca în toate sporturile. Ca în toate sporturile. Mai puțin cei de la fotbal care sunt norocoși și li se dă de toate. Mai sunt oameni care se orientează, tineri care se orientează către această artă, care își doresc să facă asta și performanță totodată? Noi sperăm ca așa să cum face vină Rebecca cât mai mulți în viitor. Sunt și acum, dar trebuie să se înțeleagă că, de exemplu, acest sport poți să-l faci și de la vârstă un pic mai înaintată, adică poți să vii și la 11-12, nu trebuie să fii de la 5-6 ani, cum se zice în gimnastică, ca să
realizezi neapărat performanțe. Poți să începi și un pic mai târziu, dar nu foarte târziu. Uh-huh. Dar pentru hobby se poate și după 20. Acum în sus. Depinde și de disciplină, că dacă vrei să faci număr de jonglerie sau lucruri în care nu-ți folosești corpul atât de mult, poți să fii și mai târziu. Sau dacă vrei să te faci comic, poți să fii oricând. Dacă ai talent. Tresor, echitație și așa mai departe. Da. Deci depinde ce disciplină îți alegi. Că, de exemplu, un bărbat care vrea să ridice o fată în aer sau să o catapulteze, să o preia din nou, cum am făcut eu cu soțul meu și așa mai departe, nu poți să iei un băiețel de 70 ani să o ia pe o altă fetiță. Adică trebuie să aștepți să ajungă maturitate, coloana să fie stabilă, că atunci când preia șocurile, să poate să fie apt pentru acest lucru. Care au fost cele mai grele numere pe care le-ați făcut? Ce a fost, ce vi s-a părut cel mai greu de făcut? Specialitatea mea a fost în acrobație la basculă, adică să fiu catapultată de un aparat în aer și prinsă de alți oameni în piramide, în coloane. Mi s-a părut, sincer să fiu, tot ce este acrobatic, de la basculă, cum se numește acest aparat, la plasă elastică, la bară mobilă pe umăr, tot ce zbori, te desprinzi și vii înapoi, mi se pare totul dificil pentru că, unu, nu avem centură de siguranță, doi, depinzi de partenerii tăi, trei, nu vii niciodată în punct fix. Și este fracțiune de secundă în care tu în aer trebuie să știi, sunt mai rotată decât trebuie, sunt mai jos, sunt mai înalt, trebuie să deschid mai devreme, ei de jos să te urmărească, e la stânga, e la dreapta, e mai joasă, cobor, totul este un, doi și ai venit. Adică așa te-ai învățit, tuc, tuc, și atunci e totul pe moment, n-ai făcut, ai căzut, n-ai centură și pământ e tare, adică am dat cu corpul meu de câteva ori zdravă de pământ. Și, da, mă, la propriu. Fata mea îmi zice că sunt Wonder Woman, deci zice, eu nu știu cum de mai trăiești, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, cum am zis mai devreme, m-a păzit. Este o pasiune foarte, foarte mare, o pasiune arzătoare. Este ceva ce nu ați face și n-ați lăsa-o nici pe Rebecca să facă? Cred că în această meserie trebuie să ai foarte mult curaj în anumite lucruri și dacă nu ai curaj, riști să ai accidentări. Dacă pleci cu frică... Și dacă pleci cu frică, și asta i-am zis, trebuie să-ți alegi ceea ce tu consideri că te reprezintă. Pentru că să spunem că n-ai niciun accident, e ok, dar dacă ai un accident, trebuie să știi să revii din acest accident înapoi pe scenă, pentru că de multe ori se cere să faci exact acel lucru din care tu ai căzut și ai stat într-o operație sau într-o lungă recuperare sau ai rămas cu traume. Totuși sunt momente când trebuie să revii să refaci exact lucrul ăla și îți imaginezi înainte exact ce a fost. Trebuie să-ți învingi frica. Exact. Și să depășești momentul respectiv. Da. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența astăzi la Dimineți cu Cântec. Sunteți încântătoare și v-aș asculta vorbind cu orele și sunt convinsă că avem foarte multe lucruri de învățat, uite, despre curaj, despre pasiune totodată, despre multă muncă și, Rebecca, ținem pumnii, vă ținem pumnii Doamne ajută, mondialele din Polonia. Doamnelor și domnilor, o ascultăm în minutele ce urmează pe doamna Polina Gheorghe. A venit astăzi pe la noi să ne cânte. Îmi iau la revedere de la invitatele mele Evelin și Rebecca Marinov-Ghionea. Doamna Polina Gheorghe rămâne să și povestim astăzi pentru că n-am văzut-o de ceva timp și ne-a adus și cântece minunate, iar la vorbă-i tare dulce doamna Polina Gheorghe a noastră, muzica.